Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean, alături de mine, domnul Cătălin Predoiu, ministrul Justiției. Mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați în direct alături de noi, domnule ministru. Mulțumesc, bună ziua și eu vă spun și noastră și telespectatorilor noastre. Bun. Domnul ministru, vom discuta în această emisiune despre câteva, să spunem, subiecte arzătoare, cele pe care, să spunem așa, îi privesc pe justițiabili și aș vrea să ne dați câteva detalii despre cum vor fi transformate legile justiției în interesul cetățenilor. Pentru că, dincolo, să spunem, de luptele cu ghilimele de rigoare pe care dumneavoastră le aveți cu partenerii din minister, rămâne totuși interesul cetățeanului. În ce măsură pachetul de legi propus de dumneavoastră va fi util celor care, din anumite motive, vor fi nevoiți să se adreseze instanțelor de judecată? Bun. Întregul pachetul este gândit ca o eficientizare a justiției, deci deblocarea actului de justiție astfel încât el să se desfășoare mai rapid și, în primul rând, cu rezultate echitabile, adică justiția trebuie să fie și dreaptă, nu doar rapidă și eficientă. De la bun început, însă, aș vrea să vă spun că prin ele însele aceste legi nu rezolvă singure problemele din justiție. Suntem într-un punct în care, după părerea mea, alături de reformele legislative, noi trebuie să intervenim și cu un foarte puternic pachet de susținere logistică a instanțelor și parchetelor, nu numai a instanțelor, pentru că în această privință, în ultimii ani, lucrurile au rămas mult în urmă. Deci ar trebui să privim tabloul foarte general și nu strict legat de legislație. În general, există un reflex în țara noastră și anume ori de câte ori apare o problemă, se consideră că modificând legea s-a rezolvat problema. Nu este așa. Legea este importantă și reforma legislativă este cheie, într-adevăr. Putem detalia de ce este cheie. Dar de la bun început aș vrea să vă spun că ea trebuie însoțită și de o susținere logistică a instanțelor, dar în același timp și de o mai bună pregătire a celor care compun instanțele, a celor care lucrează în pachete. Fie că vorbim de magistrați, judecători și procurori, fie că vorbim de grefier sau alt personal de specialitate. Pentru că, în final, legile sunt aplicate de oameni și resursele, capacitățile logistice și financiare sunt folosite tot de către oameni. Cheia, după părerea mea, este pregătirea superioară a acestor oameni care deservesc justiția ca serviciu public în folosul cetățeanului, cum bine ați spus și dumneavoastră. Altfel putem să avem legi bune, putem să avem dotări logistice la zi, cum se spune, cu tot ce ne trebuie, dar dacă avem o calitate profesională scăzută, atunci nu rezolvăm lucrurile. Și aici trebuie să fie o distinție foarte clară în ce atribuțiile pe care le are Ministerul Justiției și cele care țin de alte instituții, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii. Există un reflex în opinia publică, în sensul că Ministerul Justiției conduce justiție. Ceea ce este un reflex care nu mai are corespondent în realitate. În realitate, din 2004, justiția se guvernează singură în bună măsură. Adică toate atribuțiile care pe vremuri erau la Ministerul Justiției, cum ar fi admiterea în magistratură, promovarea magistraților, sancționarea lor pentru cazuri de abateri disciplinare, inspecția judiciară, toate aceste pârghii foarte importante sunt acum în Consiliul Superior al Magistraturii. O denumire mai aproape de ceea ce înseamnă acest Consiliu ar fi Consiliul Superior al Magistraturii și Justiției, pentru că în realitate acolo se înnoadă și se deznoadă problemele din 2004, de când s-a făcut o modificare radicală în legislație și, practic, toate aceste atribuții au trecut de la minister către Consiliul Superior al Magistraturii. Veți întreba bine și ce rămâne ministerului. Ministerului rămân pârghii foarte importante. În primul rând, așa cum ați spus și dumneavoastră, reforma legislativă. În al doilea rând, este această susținere logistică, financiară a sistemului, asigurarea resurselor necesare. Da? De la Guvern, Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției, le direcționează către instanțe și parchete. În ceea ce privește legile,
iară trebuie să avem în vedere și un plan de perspectivă, nu numai cel strict legat de proiectele pe care noi le punem, le-am pus în dezbatere publică din 3 septembrie. Și anume, trebuie plecat de la momentul 2017-2018, când aceste legi au fost radical afectate de către intervenția legislativă a majorității PSD. Și au fost... A spus dumneavoastră într-o conferință recentă că PSD a acționat ca un agent al corupțiilor în toată perioada 2016-2019. A fost o declarație care, să spunem, a stârnit valuri, nu tocmai de simpatie din partea celor de la PSD, evident. Bun, ei nu trebuie să supere, pentru că asta e realitatea. Și o demonstrează faptele pe care le-au săvârșit în Parlament și în afara lui, în plan politic. În Parlament, prin modificarea acestor legi, au slăbit capacitatea de ancheta parchetelor. Spre exemplu, au stabilit ca soluțiile pe care un procuror le adoptă într-un dosar sau altul pe care îl conduce, în baza independenței procurorului, să poată fi cenzurate numai din punct de vedere al legalității, ci și din punct de vedere al temei iniciei. Ce înseamnă asta? Înseamnă, practic, că șefii ierarhici pot orienta într-un fel sau altul anchetele procurorului și pot indica o direcție sau alta de anchetă sau opri alte direcții de anchetă. Ceea ce vădește clar că se poate face o imixtiune în dosar acolo și se pot opri anumite piste de cercetare și se pot deschide altele care duc pe un drum înfundat. Deci capacitatea șefilor de a influența activitatea procurorului. Asta este o slăbire. Doi, nu numai prin legile justiției au intervenit, ci și prin codurile penale. Dau un alt exemplu. Au intervenit la regimul probelor. Au scos din câmpul probatoriu, au încercat să scoată din câmpul probatoriu o serie de instrumente de probă absolut firești și care se folosesc în toată lumea. Spre exemplu, aceste înregistrări audio-video, prin mijloace legale, ele ar fi trebuit făcute doar cu consimțământul celui care este anchetat. Hai să ne imaginăm o ipoteză în care se face o anchetă pe un grup de crimă organizată. Ce vreau să spună cei de la PSD este că trebuie să te duci să cer voie șefului de grup de crimă organizată ca să-l pozezi sau să-l filmezi atunci când săvârșești o infracțiune, ceea ce este de domeniul absurdului. Deci intrăm într-o serie de discuții tehnice pe care nu are rost să le fac pentru că plictisim telespectatorii, dar ideea de bază este că aceste legi au fost modificate în 2017-2018 în ideea de a restrânge capacitatea parchetului de a desfășura aceste anchete. Ori această modificare ajută, evident, pe cei care doresc să săvârșească infracțiuni și care vor fi mai greu anchetați. De aceea am spus că au fost agenților. I-au ajutat, pur și simplu. Deci PSD, prin tot ce a făcut în Parlament, a ajutat acest câmp infracțional. Și de aceea afirmația mea e cât se poate de temeinică. Domnule ministru, trăgând linie și având acest context, toată lumea a observat că, cel puțin în ultimul an, ca să nu spunem, a coincis această frână, dacă putem să-i spunem așa, cel puțin din punct de vedere mediatic, al activității DNA. Și m-aș referi aici inclusiv la DNA Ploiești, o instituție care, eu știu, acum câțiva ani furniza opiniei publice tot felul de dosare răsunătoare cu politicieni de cel mai rang, de cel mai înalt rang, care erau audiați, anchetați și ulterior trimiși în judecată. De 2 ani de zile, această structură, practic, cel puțin din punct de vedere al informațiilor publice, nu a mai oferit niciun dosar, să spunem, de răsunet din zona asta anticorupție. De asemenea, nici la nivel național nu am mai auzit de politicieni cu funcții înalte care să fi fost anchetați sau trimiși în judecată pe spețe de corupție. Dacă ne puteți spune, tranșant, dacă sunteți mulțumit de activitatea noului DNA după ce Laura Codruța-Chiovici nu a mai fost șeful acestei structuri. Activitatea noului DNA, cum îi spuneți dumneavoastră, a trecut printr-o lungă perioadă de interimat. Acum, de-abia de câteva luni de zile, putem vorbi de o conducere numită pe baza unei competiții care a avut loc la Ministerul Justiției și, evident, a numirii făcute de președintele României. Deci, practic, această instituție este într-o etapă de relansare.
Eu sunt un susținător al luptei anticorupție. Am fost și în primul mandat, sunt și în acest mandat. Ca și în primul mandat și în acest mandat o spun însă că această luptă trebuie bazată pe mijloace legale și că orice anchetă trebuie bazată pe probe și pe administrarea lor legală, procedurală. De aceea aș vrea să punctez faptul că orice dosar, în special dosarele complexe, cum sunt cele de corupție mare, sunt extrem de complicate din punct de vedere al probatorului. Necesită timp. De multe ori anchetatorii așteaptă și luni de zile până când construiesc un anumit probatoriu, astfel încât să poată ajunge la adevăr. Alteori orientează anchetele într-o altă direcție dacă văd că pe una nu obțin probe sau nu se verifică, mă rog, datele inițiale pe care le aveau și să duc și caut adevărul în altă parte. Deci e ca o cercetare, ca un mers într-un labirint al acestor probe pe care orice procuror îl face și evident că durează puțin până când el ajunge la acest adevăr judiciar pe bază de probe. Poate că există și o așteptare formată în anii trecuți, dată fiind o anumită expunere mediatică de care s-a bucurat DNA atunci, în acea perioadă, ca nu săptămânal să se deschidă buletinele de știri cu vești de la DNA. Dar expunerea mediatică nu este un scop în sine și nu trebuie să fie un scop în sine al magistratului. Căutarea adevărului trebuie să fie scopul magistratului, fie că el că e judecător sau procuror, fiecare cu atribuțiile și mijloacele specifice stabilite de lege. Deci, trăgând o linie, lupta anticorupție continuă. DNA este într-un proces de relansare. Asta înseamnă un proces de relansare nu numai pentru structura centrală, ci pentru unitățile teritoriale, inclusiv cea de la Ploiești. Iar această luptă anticorupție trebuie continuată pe bază de probe și investigații profesioniste. Aceste investigații durează. Un dosar anticorupție poate fi instrumentat și ani de zile înainte de a se redacta rechizitorul și de a fi trimis în judecată cei inculpați. Ca o completare a temei respective, este, dacă vreți, cea pe care și-o pun foarte mulți cetățeni de bună credință, frustrați, dacă vreți, pe averile construite ilegal de anumite persoane și neapărat la politicieni sau angajați ai statului în structuri de conducere înalte, ci pur și simplu de oameni care încalcă legea și care nu gândesc niște averi fabuloase din activități ilegale. Știu că există deja organizată o agenție în sensul acesta, iar oamenii sunt nerăbdători să afle în ce măsură oamenii respectivi vor fi sancționați atât din punct de vedere penal, cât mai ales să și răspundă cu averea constituită ilegal, conform instanțelor de judecată. Da, noi am făcut pași înainte și în această direcție, dar iar aș vrea să fac o poză mai mare pentru ca spectatorii noastre, telespectatorii noastre să aibă o imagine completă a fenomenului. În 2010, în primul meu mandat, am înființat în minister un birou al urmăririi produselor infracțiunii. Deci un birou care să caute, să cerceteze aceste rezultate ale infracțiunilor constând în bunuri mobiliare, imobiliare sau resurse financiare, bani în conturi, pe scurt. Da. L-am înființat după ce am avut o colaborare foarte strânsă cu instituții de profil din Marea Britanie și Statele Unite. După acel model l-am înființat. Pasul următor era ca acest birou să fie autonomizat, scos în afara Ministerului și organizat ca o agenție independentă de căutare a acestor active, în special în străinătate, unde se întâmplă să fie foarte multe fonduri transferate în urma activității infracționale. Ei bine, din 2012 și până în 2013, această lege a întârziat. Nu mă întrebați de ce, iar trebuie să întrebăm pe PSD. Da, că mă întrebați de ce au fost ca agenție. Și din punctul ăsta de vedere au întârziat dezvoltarea acestui birou
Și când l-au organizat, strict ca o agenție de valorificare a activelor, adică ceea ce se confisca de către ANAF, da. Ei puneau în vânzare publică și fondurile obținute le redirecționau statului. Dar menirea acestei agenții, așa cum am gândit-o în 2010, era nu numai de a vinde aceste active ca o simplă agenție de valorificare, ci și o agenție de căutare a acestor active, de identificarea lor și de a ajuta procurorii și ANAF să le recupereze. Asta facem noi acum, pentru că am lucrat câteva luni de zile la o politică publică, spunem noi, la o strategie care va fi urmată de modificări legislative și de operaționalizarea acestei agenții pe o treaptă superioară de activitate. Adică nu doar să vând aceste bunuri pe care le obținem din recuperarea produselor infracțiunii, ci și să le caute. Și am scris colegilor mei din Statele Unite și Uniunea Europeană, miniștri, ca să punem în legătură această agenție cu agențiile lor și echipele mixte să înceapă să caute aceste surse financiare în offshore-uri, unde noi ca instituție nu avem acces, că e altă jurisdicție. Și atunci cum poți să ai acces acolo în altă jurisdicție? Punând în legătură agenția ta cu agenția lor și pe baza legii, colegii din străinătate investigează zonele unde noi le indicăm în urma cooperării cu parchetele și datele obținute de asemenea ajung la parchete și noi putem să mergem acum. Acum e mult spus, nu chiar acum. În perioada următoare avem nevoie și de niște legi să le trecem prin Parlament pentru asta și să identificăm aceste active în conturile offshore și să le recuperăm și să le aducem de unde au fost furate, adică de la buget, de la, de la cetățean, pe scurt. Da, asta e ce facem noi cu această agenție, care până acum a fost ținută așa, pe o zonă de competență destul de limitată. Și iar întreb de ce. Și e o întrebare retorică. Dar vedeți, se întreabă PSD-ul de ce îi facem agenții corupților. Păi i-am făcut agenții corupților pentru că toate aceste măsuri, inclusiv în ceea ce privește ANABI, foloseau sau celor care comiteau infracțiuni, sau cel puțin restrângeau capacitatea parchetelor și acestor agenții de a investiga și de a recupera produsele infracțiunii. Când estimați dumneavoastră că vom avea primul caz important, major, de avere confiscată de către statul român, o avere clădită ilegal? Deja se lucrează la astfel de cazuri. Deja se lucrează și eu estimez că odată ce putem trece toate aceste legi pe care le-am pregătit în acest an, când n-am avut o majoritate în Parlament, da? Vor fi trecute odată ce această nouă majoritate care să susțină legile de consolidare a justiției va fi instalată. Și atunci când ai legile la dispoziție, ai și mijloacele la dispoziție. Și eu estimez că începând de la anul putem să trecem mai eficient la identificarea acestor fonduri și recuperarea lor. Sunt bani în offshore-uri care au fost obținuți în urma unor activități ilegale în România. Deocamdată nu prea îi caută nimeni. Eu ce vin să spun? Dom'le, hai să căutăm acei bani, pentru că singurii nu ne dau telefon să ne spună, știți, suntem aici X milioane de euro deturnați din România. Trebuie să te duci să-i cauți. Și ca să-i cauți trebuie să fii în legătură cu omologii străini, de aceea trebuie să ai o relație foarte bună cu ceilalți miniștri și cu alte guverne, alte agenții, ca să poți să fii sprijinit. În același timp trebuie să-ți creezi o bază legală. Pe aceste direcții acționăm noi. Adică nu e așa de simplu că te sui într-un avion, pleci în străinătate și imediat acolo ai identificat ce și cum. E o construcție întreagă, migăloasă, care se face în domeniul justiției. E un domeniu în care, eu știu, ca să obții un rezultat peste un an, trebuie să lucrezi de astăzi. În tot timpul ăsta oamenii întreabă și ce se întâmplă și ce se întâmplă. Vedeți, noi am venit după o perioadă în care, într-adevăr, nu că nu s-a întâmplat nimic, a fost blocat mai totul. Cum ați spus și dumneavoastră, și pe zona de DNA, și pe zona de legislație, și pe zona de recuperare a produselor infracțiunii, s-a blocat. A fost totul blocat. Așa s-a ținut, blocat. Noi deblocăm acum și începem să construim. Dar eu fac apel către toată lumea să înțeleagă și o casă se construiește, nu știu, în 6 luni, un an de zile, nu?
Depinde cât e ea de mare. Nu se poate construi totul într-o zi. De acord cu dumneavoastră. Am construit în acest an. Am construit proiectele. Să știți că și așteptările cetățenilor sunt foarte mari. Și sunt îndreptățite. Absolut. Sunt îndreptățite. Dar asigurarea pe care eu o dau este că acest an nu s-a pierdut din cauza pandemiei la noi în Ministerul Justiției. Noi am construit așa cum am putut, cu cazuri pe care le-am avut și noi aici, cu stat în izolare de către unii. Uneori am avut direcții întregi în izolare. Dar am construit, am lucrat online, am urmărit proiectele și avem totul gata. Ce ne trebuie acum? Ne trebuie o majoritate. O majoritate PNL care să conducă către reforma acestor legi și mai departe întărirea instituțiilor, ca să recuperăm și inclusiv aceste fonduri financiare produse ale infracțiunii care au fost transferate în străinătate. În orice caz, am construit și în acea zonă, am stat de vorbă cu omologi, cu miniștrii din alte țări europene, comisarul european pe justiție și ei sunt gata să ne ajute. Bun. Inclusiv în această direcție. Domnule ministru, zilele acestea am asistat la o descindere fără precedent, aș putea spune. Mă rog, ministrul afacerilor interne a denumit-o ziua Z, cu forțe, să spunem așa, impresionante de procurori ID, COT și structurilor poliției de specialitate. Descinderi care au avut loc la, să spunem, membrii clanurilor de interlopi. Cum ați caracterizat dumneavoastră această acțiune și dacă va fi o acțiune care se va repeta periodic, astfel încât cetățeanul să scape de acea teamă în ceea ce privește siguranța lui atunci când iese pe stradă sau a copiilor săi? Această acțiune are rădăcini cu multe luni în urmă. Noi am emis, Ministerul Justiției, eu ca ministru, am emis două instrucțiuni scrise către parchet, către parchetul general și DICOT în acest an, de a prioritiza crima organizată. Adică de a aloca resurse și atenție sporită acestei acestui flagel pe care, din păcate, îl constatăm în creștere în societatea noastră, care se cheamă crimă organizată, în limbaj comun interlopi, mafie, etc. Această operațiune a fost pregătită timp de mai multe luni de zile de către DICOT. A fost o operațiune pe orizontală, s-a cooperat și cu Ministerul de Interne, cum ați menționat și dumneavoastră, și cu alte structuri ale statului de aplicare a legii, astfel încât să se dea un răspuns ferm, clar, celor care își închipuie că își pot face de cap cu legea în această țară. Și nu este o operațiune singulară, este parte dintr-o politică pe termen lung pe care statul român o va conduce în anii care urmează. Se lucrează și la alte instrumente în această zonă. Totul se combină într-un complex de acțiuni și se sfârșește cu ceea ce ați menționat dumneavoastră în prealabil, recuperarea produselor infracțiunii. Dar în același timp trebuie să mergem și pe combaterea directă a celor care săvârșesc aceste infracțiuni, fie că e vorba de fapte de corupție, crimă organizată sau infracțiuni de drept comun, pentru că și celelalte parchete au rolul lor foarte important. Siguranța cetățeanului e compusă din mai multe componente, nu doar din lupta anticorupție și combaterea crimei organizate. Și infracțiunile de drept comun sunt foarte importante de investigat și de inculpat. Deci este un efort care începe. Iată, sunt primele semne. Am spus de mult, mă tot întrebau jurnaliștii și la conferință de presă chiar cu o zi înainte. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Aveți puțin răbdare pentru că aceste lucruri se construiesc. Și iată, apar primele semnale. Vor continua fără îndoială. Adică cei care își propun să trăiască din și pe seama infracțiunilor vor avea o viață grea în anii care vin. Dar din nou revin și spun, toate astea depind de un lucru foarte important. Crearea unei majorități în Parlament care să sprijine justiția. De aceea aceste legeri sunt foarte importante, pentru că dacă iar avem majoritate PSD, care iar vine să oprească tot, iar vine să blocheze, iar vine să modifice legi și să pună la colț judecători și procurori ca să favorizeze
cetățeni care comit infracțiuni, unii dintre ei ajungi mari politicieni, da, între timp, nu e în regulă. Lumea cere pedepse mai mari pentru cei care săvârșesc fapte grave. Mă refer aici la criminali, violatori, pedofili, în general oameni care, să spunem, comit niște fapte care oripilează comunitatea. Aveți în vedere pe viitor o inițiativă care să ducă în zona aceasta de majorare a pedepselor pentru astfel de fapte? Pentru că e frustrant să citim articole și în presa locală și în presa națională de, eu știu, oameni care au fost acuzați de fapte grave, care se întorc bine mersi în comunitate după ce au scăpat cu sancțiuni modice care irită opinia publică pe bună dreptate. Au fost astfel de majorări, dar o nouă reformă a codului urmează tot așa în anul viitor, care sperăm să o facem sub alte auspicii decât s-au discutat în 2017-2018. Adică revin, chiar dacă sunt poate repetitiv în această insistență pe nevoia de majoritate PNL care să sprijine justiția. Dar în același timp aș vrea să spun un lucru. Sigur, majorarea pedepselor, înăsprirea codurilor este o metodă și va fi aplicată, probabil. În același timp însă, eficiența aplicării unei pedepse depinde și de o abordare exigentă a judecătorului sub aspectul individualizării ei. Eficiența combaterii fenomenului criminologic depinde și de prevenție, depinde și de protejarea victimelor ulterior, de reintegrarea lor în societate, dacă vorbim de victimele traficului de persoane, spre exemplu. Deci nu trebuie să cădem în greșeala de a considera că odată săvârșit actul de justiție, chiar rezultat printr-o aplicare a unei sancțiuni, lucrurile s-au rezolvat în bună măsură, dar nu complet. Societatea, prin alte mijloace care țin și de stat, ministere, precum Ministerul Muncii și Ministerul de Interne, Ministerul Educației, trebuie să facă prevenție, trebuie să facă reintegrare socială. ONG-urile de asemenea au rolul lor foarte important. Deci e un complex de factori aici. Și o societate normală acționează în mod coerent prin toate aceste direcții, prin toate aceste pârghii. Nu numai pârghile de sancționare, de aplicare a legii, dar și pârghile sociale și economice, care fie previn comiterea unor astfel de infracțiuni. Cum? Printr-o mai bună educație, spre exemplu, prin condiții de viață care să nu mai împingă persoane pauperizate către această poziție de a fi victime ale infracțiunilor de trafic de persoane. De aceea este important să dezvoltăm economic România, să dezvoltăm economic fiecare județ, pentru că ridicarea nivelului de trai va restrânge posibilitatea infractorilor, în special cei care lucrează în trafic de persoane, să acționeze. Nu? Ei de multe ori acționează în locuri unde există sărăcie cruntă, unde sunt persoane defavorizate care nu au pur și simplu alte mijloace de obținere a veniturilor la dispoziție și să lasă pradă unor promisiuni de locuri de muncă în străinătate care să le aducă resursele necesare și care să dovedesc după aceea capcane adevărate. Pentru că odată ajungi acolo, cei care au crezut o astfel de poveste se văd pur și simplu sechestrați, bătuți, exploatați sau exploatate, pentru că în special este vorba de femei și de fete tinere. Deci trebuie să acționăm pe întreg palierul. De aceea e important, repet, nu numai să facem justiție, nu numai anticorupție, nu numai anticrimă organizată, ci să și dezvoltăm economic județele, să dezvoltăm economic România. De aceea este cheie această filozofie pe baza căruia PNL și-a construit programul de guvernare și candidează în aceste alegeri. După cum și invers, simpla dezvoltare economică fără o justiție nu-ți creează o societate normală. Lucrurile merg împreună. Bun, o ultimă întrebare, ne apropiem de finalul emisiunii. Dacă vă mențineți decizia de a face demersurile necesare pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, este un subiect care, să spunem, a împărțit societatea în două tabere.
unii care consideră că prin această desființare cetățeanul va fi descoperit în fața abuzurilor procurorilor, judecătorilor, în general a magistraților. De partea cealaltă, magistrații care țin că printr-o astfel de secție activitatea lor va avea de suferit fiind supuși la rândul lor abuzurilor. Răspunsul este da, imediat ce vom avea o majoritate care să treacă o astfel de lege, va fi promovată. Acum aș vrea să răspund puțin celor care au aceste temeri că se vor comite abuzuri. Să știți că și secția specială, ca orice procuror, lucrează pe baza legii. Ideea de abuz nu ține de o formă sau de alta. Ideea de abuz ține până la urmă de conduita fiecărui profesionist care lucrează cu legea și de pârghiile existente ca el să fie oprit și sancționat atunci când comite respectivul abuz. Tocmai de aceea noi am promovat legile justiției unde am întărit inspecția judiciară ca să intervină în astfel de cazuri de abuzuri. Deci această chestiune este o falsă problemă. Deci abuzurile se evită sau când apar se opresc și se sancționează nu dacă există sau nu o secție sau alta, ci pur și simplu dacă ai un instrument, cum e inspecția judiciară, care să intervină prompt și să nu acopere aceste abuzuri, ci să le ancheteze pe baza legii și să sancționeze pe cei pe care le-au comis. În ceea ce privește existența secției, simpla ei organizare arată că de fapt ceea ce s-a vrut a fost să nu se facă o instrumentare anticorupție atunci când apare în sistemul judiciar. Pentru că o secție specială cu 15 procurori în București nu poate să-mi spună mie că poate supraveghea fenomenul de criminalitate la scara întregii țări. Nu poate face acest lucru. A fost pur și simplu o rezolvare proastă care s-a dat preocupării acestea legate de abuzuri. Nu așa se rezolvă problema unor abuze. În sfârșit, aș vrea să semnalez că statisticile oficiale arată că ponderea acestor abuzuri, cum au fost denumite, în numărul anchetelor care s-au desfășurat, a fost mult exagerată în Parlament. S-au aruncat în Parlament de către domnul Iordache și de alți distinși membri ai PSD, cifre care de fapt nu au niciun fel de acoperire în realitate. Sigur, o să-mi spuneți, și un abuz dacă a existat este grav. Așa este. Pe de altă parte, haideți să lucrăm cu cifrele care sunt corecte, pentru că ele ne arată dacă a existat un fenomen sau au fost cazuri izolate. Ori părerea mea este că au fost cazuri izolate sau quasi izolate, cum pare să că există sau au fost acolo la Ploiești, dar care sunt cazuri încă în anchetă. Justiția trebuie să-și spună cuvântul cu privire la existența sau nu a unor eventuale abuzuri, în ce măsură au fost, care au fost consecințele, etc. Deocamdată încă nu avem judecăți finale pe acest subiect. Deci să nu confundăm puțin propaganda PSD din Parlament și din media cu realitatea din teren. Eu am văzut cifre și statistici, repet, oficiale. Și nu justifică activitatea acestei nu e corectă. Am înțeles. Da, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru participarea în emisiune. A fost, să spunem așa, o emisiune care sper să fie lămurit anumite aspecte legate de teme care interesează pe cetățeni. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare. Mulțumesc și eu. La revedere. La revedere.